Prin semnarea parteneriatului, Consiliul Județean Vâlcea asigură echipamente în valoare de 50.000 de lei pentru pregătirea fizică a luptătorilor de elită din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea și a celor din grupa operativă a Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea. Ne propunem să sprijinim pe colegii noștri din ATOP, Poliție, Jandarmerie, în măsura posibilităților pentru a asigura condiții mai bune de muncă și, de ce nu, de pregătire pentru cei care lucrează în aceste structuri ale statului român. Vreau să le transmit tuturor polițiștilor, jandarmilor, dar și pompierilor, tuturor celor care lucrează în structurile militare sau în structurile civile sau de protecție civilă, vreau să le transmit la mulți ani, cu sănătate. Să fie sănătoși, pentru că este nevoie de dumnealor atunci când, din păcate, trebuie să intervină pentru salvarea de vieți omenești sau de bunuri. La mulți ani și le doresc un an cu cât mai puține evenimente, să dea Dumnezeu, să fie un an bun, liniștit și să-i păzească Dumnezeu în această misiune complicată pe care o au. Valoarea acestei investiții este de 25.000 de lei pentru echipamente sportive necesare antrenării Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Vâlcea și aceeași valoare pentru grupa operativă a Inspectorului Județean de Jandarmi Vâlcea. Pentru că ambele instituții protejează și asigură siguranța cetățenilor, Consiliul Județean Vâlcea, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Vâlcea, vor depune toate eforturile necesare pentru a vă ajuta în crearea unui cadru de antrenament propice obținerii unor rezultate pozitive, rezultate care înseamnă o mai mare siguranță pentru cetățenii acestui județ. Urez la mulți ani tuturor lucrătorilor IPJ Vâlcea și Inspectoratului Județean de Jandarmi Vâlcea, precum și celor de la ISU Vâlcea, să fie sănătoși atât ei cât și familiile și împreună cu ceilalți cetățeni ai județului Vâlcea să ne bucurăm de nouă în care vine, pe care sperăm să îl întâmpinăm toți cu zâmbetul pe buze și cu multă, multă sănătate și liniște sufletească. În calitate de inspector șef al Inspectoratului de Poliție al județului Vâlcea, apreciez în mod deosebit sprijinul permanent pe care Consiliul Județean Vâlcea și ATOP l-au acordat acestei instituții. Asigur toți vâlcenii că vom fi în permanență în sprijinul lor și le urez un sincer și călduros la mulți ani, un an nou plin de realizări și multă sănătate. Avându-se în vedere momentul festiv de semnare a protocolului de colaborare între instituția jandarmerie pe care o conduc și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică prin Consiliul Județean, apreciem mult buna colaborare, precum și sprijinul pe care cele două instituții menționate anterior ni le fac. În acest context, adresez cetățenilor județului Vâlcea, tradiționalul la mulți ani, un prag de sărbători, precum și faptul că îi asigur de totala implicare a militarilor jandarmi în atribuțiile funcționale pe care le au.